Târgul de Paște de la Timișoara îi atrage ca un magnet atât pe timișoreni, cât și pe turiștii veniți din toate colțurile lumii. Aici puteți găsi preparate tradiționale, dar și produse artizanale făcute de artiști scusiți. Târgul de Paște de la Timișoara este organizat de Primăria Municipiului Timișoara. E super, s-a schimbat tot. Eu numai ce am venit în țară și plec înapoi, dar e superb. De unde ați venit? Din Germania. Și da. Cum găsiți acum Timișoara și respectiv Târgul de Paște? Super fain, și căsuțele, îmi place. Aș sta mai mult și eu de Paște să fiu aici, dar din păcate nu. Turiștii și românii plecați de foarte mult timp în străinătate se arată impresionați de modul în care arată Timișoara, dar și de frumusețea Târgului de Paște din orașul de pe Bega. Foarte frumos, foarte frumos. Îmi place foarte mult, este plăcut să văd ceea ce se face aici în Timișoara, pentru populație. Ați mers pe la tarabe să încercați aceste bunătăți pe care producătorii locali le pun la dispoziție? Ce ați luat? Da. De exemplu, am luat clătite, am luat toate bunătățurile. Am gustat din fiecare. Și cum sunt? Foarte bune. Mai curată, deci noi înainte să ajungem aici am fost la Reșița, este mai curată, mai europeană. În fiecare an când vin, se dezvoltă orașul. Și vă place? Da, ne place. De aceea suntem aici, exact. E foarte multă migală, multă trudă și în special că noi facem totul manual, nu e robotizat nimic, absolut nimic. Până umplutura, până și aluatul trebuie să stea, să odihnească, după aceea îl întindem. Și suntem o mână de oameni, nu mult, mai mult de 5. Pe lângă bunătățile tradiționale, cei care vin la Târgul de Paște de la Timișoara pot pleca acasă cu decorațiuni, toate lucrate manual. Doamnă, dumneavoastră faceți toate aceste minunății de aici? Eu și încă mai suntem 5 femei cu mâini de aur, care ne ocupăm de așa ceva. Suntem de la Clubul Pensionarilor de pe Dragalina, în direcția de asistență socială Timișoara și în timpul liber, cum ne petrecem acolo la club, lucrăm tablouri, în decor pentru Paște, în mărgele și ne petrecem timpul liber. Cât de mult durează să facem un asemenea tablou? Depinde de model. Prima dată trebuie să-ți faci materialul, cum ar veni, și după aceea să începi să ansamblezi. Nu ne luăm după nimic, totul este prin ideile noastre. Târgul de Paște de la Timișoara este deschis până în 6 mai.